Wow, a trecut o săptămână și nu-i rău deloc. E vacanța la care te rugai de la începutul semestrului al doilea. Oricum, ce naiba făceai la școală? Amuzant e că mai degrabă mergeai la ore ca să frești menta decât să stai acasă și să înveți. Căcat, te-ai fi gândit că între a 12-a profesorii și-ar fi dat mai tare interesul, dar pentru astea-s meditațiile, no? Înainte, în fiecare dimineață, era aceeași poveste. La 6 fără un sfert, apărea maică-ta să verifice dacă te-ai trezit din morți. La fel ca în armată, era în picioare și gata de acțiune. Trezitul ăsta de dimineață, zi de zi, ca să ajungi într-un loc în care nu faci nimic, te înnebunește. Dar acum avem toți timp pentru noi. Pe lângă cel alocat temelor nefăcute, până în momentul în care vei realiza că bacul îți suflă în ceafă. Dar lasă, că ai tot timpul din lume să le faci. Bun, deci cu ce să începi? Păi nu o să poți lua țigări prea curând, așa că cea mai inspirată soluție ar fi să te lași de fumat. Wow, uită-te la tine, capitanule sănătate! Încerci să faci schimbări în bine! O premieră în ultimele 9-10 luni. Așa, next! Ai lumea la degetul mic, profită! Da, sigur, joacă ceva! Meriți! La câte teme ai făcut și la cât bac ai de dat, merge un gaming cinstit. Nu-i așa, gamere? Totuși, termini. Închizi jocul. Acum ce? Și parcă de nicăieri apare soră Tanca Drușii. Fiind mai sportivă de felul ei, vrea să te scoată și pe tine la alergat. După o tonă de muncă de convingere, atât din partea ei, cât și din partea ta, niște haine de sport cad pe tine. Ea are greutăți la grezne și se întinde, tu ai greutăți în burtă. După jumătate de stradă, nu mai merge șmecheria. Gâfui și iei o pauză. Aia e. În cele din urmă, faci sport zilnic că n-are ce rău să-ți facă. E, uite aici e problema. Ție-ți place să mănânci? Ești genul de om care trăiește ca să mănânce. Și o mușcătură din orice este o experiență. Ai călătorit lumea în lung și în lat, doar ca să mănânci. Unul la mână, ups, partea cu călătoritul nu mai merge prea curând. Și doi la mână, băi, ar fi cazul să lași mai moale, ok? Gata, ai spus, te apuci de mâncat sănătos. Începe cu o salată, vezi un film și culcă-te de vreme. Oh, nu, ce ai făcut? În loc de salată, ai mâncat o salată plus o cantitate de junk food care ar băga în comă un urs grizzly adult. Nu numai asta, dar ai băgat și un maraton de 3 filme și ora micului dejun este acum, la 1:30. Hai, nu-i timp de pierdut, hopa sus! Dar de unde s-o apuci? De unde oare să înveți ce mănânc învingătorii? Ah, da! De la Rocky. Ca tot omul, se trezește și el de dimineață. Și e foame. Ce face campionul?
Salmonella. Oh, nu. Oh, vai. Ok. Cred că întâi trebuie să fierbe, ole. Toți e foame. Parcă mai e loc de ceva. Și atunci le-ai văzut. Cum stăteau ele acolo stinghere și plictisite, printre dulciuri delicioase. O pată nepictată a unei pânze pline de culoare, care te face să te întrebi de ce a nebunit pictorul. Mai plictisitoare decât cotele apelor Dunării, atât de mediocre, încât fac privitul vopselii cum se usucă să pară sport extrem. Tartele de orez expandat. Ai știut că ele sunt alesele. Ai știut în clipa aia că trebuie să le încerci. Ai deschis pachetul și ai inspirat un miros mai inodor ca aerul. Ai luat una în mână, apoi ai fixat-o cu privirea și ai mușcat-o. Gustul ți-a spus toată povestea ei. Aceasta este o poză cu părinții Tartei. Două plăci de polistiren expandat. Din păcate, micuța nu a apucat să-i cunoască, deoarece au fost amândoi zidiți în peretele unei case. Acest eveniment traumatizant a rămas în analele istoriei drept incidentul Manole și Ana. În urma acestuia, copila a rămas la o mătușă de-a ei. Ia-t-o aici, în faza de adolescentă răzvrătită și neînțeleasă, alături de mătușa ei, într-o vacanță în grădina din spatele casei. În cele din urmă, când s-a făcut o tablă mare de polistiren, a plecat în lume să hoinărească cu un vis în buzunar. Să nu lucreze în construcții, așa cum au făcut atât părinții ei, cât și bunicii și străbunicii. În cele din urmă, a ajuns la o fabrică și a fost prefăcută în ceva aproape comestibil. Sfârșit. Oricât de cârcotaș ai fi tu, nu poți nega faptul că ți-a umplut burta și că în cele din urmă poți începe ziua. Și uite așa, continui să le mănânci. Sunt faine că te satură, dar sunt incredibil de plictisitoare. Odată le mănânci de dimineață, odată la prânz, odată seara și poate și în weekend, pentru că ești mai nebun de felul tău. Dar uite așa... Zi de zi... Te saturi de ele. Același căcat în fiecare zi. Câte să mai mănânci? În cele din urmă, buhu, ce probleme mari are băiatul. Sunt plictisitoare chestiile pe care alegi de bunăvoie să le mănânci. Ai un examen de dat și nu mai ești la bere cu prietenii. Mare brânză, ce să zic. Uită-te la ai tăi, în schimb, în timp ce molfoi orez expandat. ...mese pentru stabilirea unui plan de măsuri în vederea evitării unei pandemii. Noul virus gripal se răspândește rapid în China. Autoritățile sanitare de acolo au confirmat că cel puțin două persoane s-au îmbolnăvit direct prin transmiterea virusului de la om la autocar alături de 52 de ani. Școlile vor fi închise, activitatea din învățământul preuniversitar și universitar se suspendă pe perioada stării de urgență. Preluați de autorități, ei sunt acum sub monitorizare la spitalul de boli infecțioase din Galați și urmează să fie puși în carantină timp de 14 zile. De ce mă tem? În Timișoara vor participa. Acum Dumnezeu poate să judece. Până la final toată lumea se va lămuri clar. Dar după acest eveniment la urmă după ce... Iar multe companii occidentale fac presiuni pentru...
Îmi pare că ei nu se plictisesc. Și într-o bună zi simți că nu mai merge treaba între tine și nenorocirile alea mici. Săracile încercau să te ajute, dar, o, tu, mare euliric eminescian, nu le poți accepta dragostea sinceră și plată. Tu ai nevoie de ceva nou. Așa că le privești și le spui adevărul. În timp ce le explici de ce nu mai funcționează relația voastră, ele nu au nimic de zis. Și uite, așa începi să faci toate nebunile. Gătești salate, fără să-ți ia foc bucătăria. Sport în continuare. Teme, filme, de toate. Ești maestrul productivității. Hop, a venit și Paștele. Stai să te gândești totuși că este cel mai sincer și frumos Paște de până acum. Doar cu o familie. Fără zeci de rude care toți în sinea lor se întreabă cum de-au ajuns acolo și cum pot pleca mai repede. Înainte să intri în mâncare ca o bestie scăpată din lanț, ai un moment de apreciere pentru că aveți toți norocul să fiți la masă. Bun, hai cu ouă, hai cu miel, hai cu... Indigestia. Of, păi cine te-a pus, mă? Lasă, nu contează. Doftoricește-te și hai în pat cu tine. Orice ai face, nu poți scăpa de ele. Sunt acolo pentru tine sau împotriva ta. Dar un lucru e cert. Așa e zilnic. Pare mult, plictisitor și fără gust. Dar totuși ce poți face cu orezul expandat? Îl poți împodobi cu ce vrei tu. Găsește ceva nou. Fă cumva să-i dai viața acestui nimic. Fă-le cu zacuscă, cu ciocolată, cu pico de gaio, cu iaurt și fructe, cu pesto. Nu ești limitat decât de imaginația ta. Ultima chestie. În cele din urmă, poți spera că măcar ești cu ceva nou după toată demența asta. Mai presus de toate, se termină și ele, dă-le-n pula mea.